Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la Ingenious Live. Astăzi, pe 15 mai, când ne gândim cu toții ce avem oare de făcut astăzi și în acest weekend, având în vedere ridicarea stării de urgență. Sunt Rodica Lupu, gazda voastră de miercurea, dar astăzi avem o ediție specială în contextul dialogurilor despre COVID. O ediție pe care o dedicăm securității cibernetice, pentru că considerăm că e un aspect foarte important care trebuie luat în considerare acum când foarte multă lume lucrează de acasă. Până să vă introduc invitatul ediției de astăzi, aș vrea să vă spun că ieri s-au finalizat prima rundă de fapt de consultări sectoriale în cadrul campaniei Construim împreună viața după COVID. După cum știți, campania noastră a presupus o cercetare cu privire la impactul COVID asupra IMM-urilor, inclusiv pentru a sonda opinia antreprenorilor cu privire la măsurile pe care noi le propunem guvernului. Am colectat răspunsurile lor, am înțeles care sunt măsurile care sunt cele mai necesare, solicitate, binevenite. Antreprenorii au propus și măsuri noi, la care noi nu ne-am gândit, în funcție de sectoarele în care își desfășoară activitatea, și în ultimele 2 săptămâni am derulat consultări sectoriale cu guvernul, la care au participat asociații patronale, federații, asociații de IMM-uri, dar bineînțeles și antreprenori din industriile construcție, agroalimentară, IT, sănătate, cred că îmi scapă câteva dintre ele. În orice caz, foarte interesante discuții, le-au participat și secretari de stat de la ministerele de resort, dar și consilieri pe probleme economice și alți consilieri din cadrul cancelariei premierului. Prin urmare, am avut reprezentanți de la FNGC IMM, reprezentanți de la alte autorități, am avut prin urmare oameni de la centru, oameni care sunt implicați direct în deciziile care se iau zilele acestea și în săptămânile următoare cu privire la măsurile ce se impun pentru a redresa economia în contextul pandemiei. Suntem în continuare preocupați și nu vă ascund faptul că la Ingenius noi ne-am hotărât să menținem în continuare toate regulile de până acum, până la 1 iunie, tocmai pentru a vedea cum evoluează lucrurile din punct de vedere al sănătății și al comportamentului cetățenilor noștri. Am observat anumite tendințe de a, știu, de a elibera prea mult din constrângerile pe care le-am avut până acum și există riscul să vedem niște cifre care să crească exponențial, ceea ce nu ne dorim. De aceea, mesajul nostru către voi și pe care voi să-l transmiteți mai departe este să mențineți măsurile de securitate cât mai îndelung și cu cât mai multă prudență, pentru ca să nu compromitem tot ceea ce am reușit să obținem prin sacrificiul din ultimele 2 luni. A fost un sacrificiu prea mare ca să nu respectăm rezultatele acestui efort colectiv și să o luăm de la zero, pentru că dacă cifrele vor exploda, probabil că ne-am putea trezi din nou într-o situație de urgență, ceea ce evident nu ne dorim niciunii, mai ales din punct de vedere economic. Acestea fiind spuse, noi vom înainta săptămâna viitoare memorandumul final semnat de către toți partenerii către guvern. Mă bucur să vă pot spune că o bună parte din măsurile pe care noi le-am propus, fie înainte de a începe consultările, fie chiar în timpul consultărilor venite din partea antreprenorilor care au participat, au fost luate în considerare de către guvern. Unele sunt deja implementate, altele sunt în curs de implementare. Mă refer aici inclusiv la apeluri de finanțare pe care noi le-am propus pentru anumite tematici de interes pentru antreprenorii care ne preocupă. Acum să trecem însă de la siguranța medicală, să spun așa, și de la sănătate, la siguranța rețelelor a informației pe care o deținem și a afacerilor noastre până la urmă, și anume la securitatea informatică. Am alături de mine un prieten vechi, Alin Mechenici, de la Craiova. Bine ai venit, Alin, și mulțumesc că ești alături de noi. Mulțumesc de invitație. De altfel, Alin, tu ai ridicat acea consultare generală pe care am avut-o cu toți antreprenorii care și-au dorit, miercuri, ai ridicat această problemă a securității informaționale și, de fapt, așa ne-a venit și ideea să facem astăzi un dialog cât mai rapid, ca să tragem acest semnal de alarmă, pentru că, într-adevăr, nivelul de conștientizare cu privire la pericolele la care ne expunem lucrând de acasă, cred că este destul de redus.
Până să ajungem la asta, te-aș ruga să ne spui câte ceva despre tine, povestea ta de antreprenor și cum a început și unde te afli acum în parcursul tău antreprenorial. Da, mulțumesc. Cred că am început, n-aș putea să spun exact o dată, dar știu o perioadă. Țin minte că în primul an de facultate eram deja un membru în ONG-uri. Am început voluntariatul, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri pe care eu personal pot să le fac și că pot să aduc valoare în anumite aspecte și organizam, țin minte, într-una din ONG-uri, eram două ONG-uri în perioada respectivă, într-unul era chiar Crucea Roșie și chiar era pe zona de training medical și acolo am ținut și primul training al meu, am fost învățat să țin un training de prim ajutor. Și am realizat că pot să fac partea asta de training, îmi place foarte mult și pot să țin și partea de comunicare, traininguri, să organizez lucruri comunități, lucru pe care l-am și făcut. Eram la Facultatea de Comunicare și Relații Publice în perioada respectivă și la Roboți Industriali. Făceam două facultăți în același timp. Din păcate, pe a doua am hotărât atunci să nu mai continui și am făcut doar jumătate din ea, dar am continuat cu Relații Publice. Și am făcut și un ONG în timpul facultății. Am organizat cluburi de PR, am organizat niște conferințe la care îmi chemam profesorii, veneau din București, în Craiova, erau profesori din București, veneau în Craiova să țină prelegeri la conferințele mele. Clubul a fost inițial un club de PR, a funcționat foarte bine, s-a transformat în ONG, ONG-ul a mers iarăși foarte bine, se numea PR Pătrat. Mie îmi plăcea matematica. Și PR Pătrat e, mă rog, raza cercului, e înmulțit cu... Și era oarecum, pentru mine avea o imagine, adică cu cât crește raza, cu atât sunt mai mulți oameni în clubul respectiv. Și după o vreme mi-am făcut și o firmă de consultanță în comunicare. Am lucrat și la un ziar foarte mare, cel mai mare ziar regional din țară în perioada respectivă. Practic aveam două joburi, cel de voluntariat și cel de lucru la angajat la angajator și cu una finanțam pe cealaltă, adică cu banii pe care luam ca salarii finanțam ONG-ul. Mai târziu am făcut un al doilea ONG, e vorba de JCI Craiova. Am lucrat, cred că 2 ani să aduc conceptul în Craiova, am fost foarte mândru și sunt foarte mândru că am reușit să fac lucrul acesta. Am continuat cu afacerea. Între timp am lucrat pe zona de CSR cu tine, a fost o experiență extraordinară. M-am format foarte mult și ca om și profesional în zona respectivă și am hotărât după ce s-a terminat și proiectul acela să continui, să fac o schimbare și mai mare decât tot făceam schimbări și m-am mutat în Suedia. În Suedia am lucrat într-un science park, tot pe cont propriu, am făcut consultanță pentru firmele de aici și am prietenii cu oameni foarte tehnici în perioada respectivă. Am învățat Linux, foloseam Linux și în România, dar am început să folosesc la un nivel mult mai avansat și cât mai mult spre zona de security, adică să creez rețele roșii, cum se numesc ele, rețele care nu au acces la internet, peste care o altă rețea care are un internet cenzurat, să zic, și peste care e internetul mare. Și am tot folosit tot felul de tehnologii și, mă rog, a început să devină pop industria asta a securității, pentru că au apărut filme gen Mr. Robot și documentare și mi-am dat seama la un moment dat că nu e vorba de abilitățile mele pe care le am și sunt mai dezvoltate decât ale celorlalți din jurul meu, ci e vorba de abilitățile noului val de tineri care stau acum pe jocuri, stau pe internet, sunt mii de tutoriale pe internet, cum să spargi parole, cum să spargi wireless-ul, cum să spargi Windows-ul, nu știu care, mii, efectiv mii de videouri de ore întregi pe așa ceva. Și mi-am dat seama că dacă nu intru, adică dacă nu pot să... Trebuie să te alături grupului și să faci ceva pe partea bună. Și atunci să inspir tinerii să treacă pe partea bună a lucrurilor, adică să nu fie hackeri, black hackers, hacker negativ, ci să fie white hackers, adică să îi angajez să securizăm astfel de sisteme. Și asta a fost momentul când am realizat că trebuie să fac asta. Planul inițial era să încep în 5 ani proiectul, că nu sunt încă pregătit cu tot ce trebuie, dar apoi mi-am zis că probabil în viață niciodată nu ești pregătit până nu începi și că te pregătești să fii bun făcând lucruri foarte, foarte mult efectiv. Și am început anul trecut, mi-am luat un sabbatical să lucrez numai la pregătirea serviciilor. Un an de zile numai asta am făcut. Tot ce lucrasem până acum, toate soluțiile, în special soluții din zona open source,
sursă deschisă, le-am customizat pentru nevoile clienților, am mai lucrat cu niște oameni să le îmbunătățesc. Și anul trecut, efectiv, am început spre finalul anului, am început compania de securitate informatică și acum asta facem și sunt foarte încântat că facem lucrul ăsta și cumva cred că în perioada de criză e perioada cea mai bună de a ne regândi sistemele, a ne regândi dacă ce am făcut până acum a fost într-adevăr bun, poate ne-a adus profit, dar poate pe termen lung ne-am fi împotmolit într-un punct care, nu știu, ne-ar fi adus mai mult rău decât bine. Și cred că în perioada asta sunt foarte încântat că sunt într-o afacere, chiar dacă mi-este greu și mie, ca și tuturor celor din jurul meu, dar sunt bucuros că e un început cumva pentru toți la fel. Observ și discut cu oameni, inclusiv în zona de multinaționale, și cred că e pentru prima dată când vezi o multinațională care gândește ca un startup, care nu mai are un plan pe 5 ani, care își pune semnul întrebării când vine vorba de ce au construit până acum și ce e bine, pentru că vedem cumva rezultatele. A trebuit să ne mutăm de la lucru față în față la lucru digital și asta aduce cu sine foarte multe challenge-uri, ca să spun așa. Challenge-urile sunt multe. Sunt, dacă vrei, de la, nu știu, rețeaua de wireless pe care o folosim acasă nu e la fel de securizată ca cea de la lucru. Computerul, citesc și studiez tot felul de studii din zonă și spun că 51% din oameni folosesc laptopul de serviciu pentru content pentru adulți. Și site-urile respective sunt efectiv pline de tot felul de softuri malicioase și deci nu poți să știi cât de rău poate să facă lucrul ăsta pentru computerul de serviciu și pentru rețeaua de business pentru care lucrezi. E-mail-urile. La fel, pot să fie foarte ușor compromise prin campanii de phishing. COVID-19, dacă primești mail-uri de la o persoană pe care nu o știi și scrie COVID-19 și descarcă PDF-ul să citești mai multe, nu fă asta. Sunt probleme acolo. Aș vrea, Alin, îți mulțumesc pentru brief-ul așa cu privire la biografia ta foarte frumoasă. Eu vreau doar să menționez că de-a lungul anilor, ceea ce am văzut a fost că ești caracterizat de o imensă curiozitate și generozitate, o combinație foarte fericită pentru antreprenoriat, poate și pentru antreprenoriat social, pentru că tu ai fost tot timpul așa cumva și ai făcut foarte mult și pro bono și eu apreciez foarte mult lucrul acesta. Și sper să, cum să zic, sper să fii recompensat de-a lungul vieții pentru tot binele pe care îl faci. Aș vrea să te rog să enumerăm un pic sau să descriem un pic tiparul omului care lucrează acum de acasă. Cam care este comportamentul generic? Să nu ne uităm neapărat la procente. Pornind de la premisa că o majoritate are un anumit mod de a opera. Poate că nu neapărat se uită la filme cu adulți, că pentru adulți, pentru că astea, să zicem că ok, reprezintă un procent, nu știu dacă cei să nu ne gândim la această direcție, să ne gândim la comportamentul de mijloc. Pur și simplu oameni care au copii, care au mai mulți utilizatori în casă, care folosesc un laptop maxim două în aceeași rețea Wi-Fi de la domiciliu. Și amestecă inevitabil, pentru că nu o să stai să schimbi laptopul de serviciu cu ăla de acasă pe parcursul unei zile dacă tot ai rămas acasă. Cel mai probabil vei face tot ceea ce ai de gând să faci folosind laptopul de serviciu. Și tu, și soțul, soția, partenerul, copiii, cam toată lumea va accesa rețeaua pentru diferitele tipuri de content. Și să încercăm să facem o listă a comportamentelor și a riscurilor asociate fiecărui comportament în parte. De exemplu, care sunt riscurile faptului că toți folosesc rețeaua Wi-Fi de acasă, care evident are un nivel de securizare redus? Mm-hmm. Aș face o analogie. Dacă acum trăim în perioada în care trebuie să ne spălăm pe mâini și după ce venim de la duș, și asta e o igienă pe care ar fi trebuit să o avem tot timpul, la fel în securitatea informatică trebuie să avem o igienă digitală sau cyber hygiene. Igiena digitală ca și igiena umană înseamnă să avem grijă ca de fiecare dată când folosim ceva să-l și închidem după, de exemplu, laptopul nu e indicat să-l ții deschis noaptea dacă nu-l folosești. Internetul la fel nu e indicat să-l ții toate device-urile conectate la internet. De multe ori nu știi câte device-uri ai, câte telefoane vechi
să zicem, cu Android sau iOS, care nu au mai fost updatate de ani de zile, sunt conectate încă pe wireless-ul tău pe care nici nu le folosești. Câte persoane țin imprimanta deschisă, conectată la internet, tot timpul, fără să fi verificat vreodată că parola respectivă e una default sau nici măcar nu are o parolă. Deci toate lucrurile, toate perifericele acestea care sunt conectate la internet, diminuează securitatea informatică. Chiar dacă laptopul este actualizat, are antivirus, are protecție nu știu de care, are firewall pus, e foarte bine făcut de firma la care lucrezi, dacă toate celelalte lucruri din jur nu sunt protejate, atunci e ca și cum nu ar fi. Soluții sunt. Eu tot timpul când discut cu o persoană vreau să facem așa o scală de la 0 la... Nu de la 0, de la 1 la 10 și să vedem informațiile pe care le dețin în calculator sau în server și așa mai departe, cât de importante sunt și pe ce număr i-am dat, să zicem 5 sau 10. Deții carduri bancare pentru firmă, lucrezi cu oameni care cumpără din compania ta, păi te apropii de 10 cu importanța datelor și trebuie să ai mare grijă, nu doar le pui într-un folder, într-un server sau pe calculator, trebuie să creezi layere întregi, gândește ca o ceapă care e învelită de foarte multe învelișuri de securitate. Mă rog, învelișuri în cazul nostru o să fie de securitate. Sunt soluții pentru fiecare din aceste lucruri în parte. Dar cred că cel mai important lucru este conștientizarea, awareness, și igiena de care vorbeam. Apropo de igienă, deci ai spus un prim sfat este să nu ținem device-urile, toate terminalele, să nu le ținem deschise peste noapte, să le închidem pe toate și pe cât posibil să scoatem din rețea device-urile pe care nu le folosim în mod activ. Deci să avem grijă să nu avem conectate mai mult decât e cazul terminale la rețea și pe cât posibil fiecare terminal să aibă un nivel de securitate rezonabil. De securizarea datelor rezonabil. Deci un firewall, un antivirus sau ceva de tipul acesta. Hai să vedem alt lucru care ar trebui făcut. Ai vorbit această igienă, ce mai presupune? În privința parolelor, de exemplu, vorbeai miercuri de parole. Care sunt regulile de bază în parolare? O parolă e practic un cuvânt, așa o știm noi, că este numele cuiva, numele cățelului, numele bunicii, lucrurile astea le punem instant pentru că așa am fost învățați, așa ne-am învățat practic. Eu aș spune passphrase, n-ar trebui să mai folosim nume, pentru că numele în spargerea unei parole se folosesc în special două metode, este brute force, adică folosești un soft care să încerce foarte multe variante și îi dai tu niște parametri acolo pe care de obicei le cauți pe social media, oamenii au tendința să pună foarte multe informații pe social media, lucru care de obicei se regăsește și în parolele lor. Și mai este varianta cu dicționar. Dacă folosești cuvinte din dicționar, atunci ești automat compromis pentru că numele unei persoane sau numele a ceva se găsește într-un dicționar. Și ce recomand este să folosești un passphrase, adică să iei un cuvânt să iei o expresie, un motto, o strofă dintr-o poezie, ceva ce îți place ție și pe care ai grijă să nu fii postat-o niciodată pe social media și să iei, de exemplu, prima literă, începe cu literă mare, da? Prima literă din acea frază și fiecare literă de la cuvântul următor. Edward Snowden spunea că o parolă bună este Margaret Teacher is a very sexy woman, 100% sexy woman. Și asta înseamnă M mare, T mare, I. Deci înțelegi și apoi procent 100. Și asta conține litere mari, litere mici, caractere alfanumerice și număr. Și deci deja pe asta nu mai putem folosi. Pe asta nu mai putem folosi, exact. Exact. Putem să folosim altele. Dar un lucru esențial în parole este să nu fie refolosite. Unii oameni spun că, păi da, eu am o tehnică foarte inteligentă, că am o parte de parolă aceeași. Și mai adaug la ea în funcție de exemplu, am parola X și mai adaug FB de la Facebook și mai adaug un număr. Aia nu e o parolă bună. O parolă bună este să nu se regăsească nimic dintr-o parolă în altă parolă. Pentru că sunt site-uri, de exemplu, ivebeenpwned.com, e un site în care dacă îți adaugi adresa ta de e-mail, o să vezi de câte ori, de exemplu, adresa mea personală, pe care nu mai am personală, una din adresele mele personale, a fost de 13 ori în data leaks de-a lungul timpului.
Asta ce înseamnă? Am primit până acum ceva timp, am primit un mail și sunt foarte comune mail-uri. Eu am râs pentru că știu ce se întâmplă cu astfel de mail-uri, dar sunt persoane care au plătit 800 de euro în Bitcoin ca să nu fie date informații despre el. Bine, first of all, e un scam. Nu se întâmplă asta. Dacă primești un mail de la cineva spunându-ți că you are a very naughty person, că te-am văzut pe nu știu ce site și ți-am furat parolele și datele tale, dacă nu plătești o sumă de în Bitcoin, o să le fac publice. Nu se face chestia asta. Ai grijă să nu dai, să nu răspunzi la mailul respectiv, să nu plătești, efectiv să-l bagi în spam mailul primit. Pentru că cum a găsit, și într-adevăr, o parte din parola respectivă pe care am primit-o în mail se regăsea într-una din parolele mele vechi. Și o persoană normală care nu are acces la atâtea informații la câte am eu, studiind lucrul ăsta în continuu, zice, păi înseamnă că într-adevăr parola mea o deține și într-adevăr are acces la site-urile respective. Cum se face? Intri pe ivebeenpwned.com, îți pui adresa de e-mail și vezi în câte breach-uri ai fost implicat. De exemplu, LinkedIn a avut 16 milioane, cred, de utilizatori leaked, datele hăcuite. Facebook anul trecut a avut 500 și ceva de milioane. Cu siguranță, într-una din aceste baze de date se găsește adresa noastră de, mă rog, pe care am pus-o de acasă, numărul de telefon, e-mail-ul, parola, eu știu, conexiunile pe care le avem cu alte persoane, legăturile. Lucrurile astea sunt esențiale pentru un hacker, nici măcar un hacker experimentat, unul care efectiv vrea să fure informații, să-ți intre pe mail și de acolo să ajungă la bancă. Și când oamenii spun, nu am nimic de ascuns, de ce să am eu nu știu câte parole, ce contează ce pun eu pe internet, că sunt o persoană simplă, nu are nimeni nimic cu mine. Nu, dar tu poate lucrezi pentru o firmă care e importantă sau poate rețeaua ta se află altcineva și cu cât îți micșorezi, cum să zic, importanța, cu atât ești mai ușor de hăcuit și cu atât e mai ușor companie pentru care lucrezi sau prieteni. Sau efectiv poți să ai un prieten care face jurnalist de investigație și poți să-i pui viața în pericol pentru că tu nu ai o securitate personală, digitală personală. Bun, deci a doua regulă foarte importantă este aceea de a avea parole diferite pentru diferitele softuri la care folosim parole. Deci că e vorba de e-mail, de social media, de chiar parola computerului, parole pe diferite device-uri, telefoane, ce mai avem parolat. Fiecare trebuie să aibă altă parolă și recomand ceva pentru ele, asta. Și aceste parole trebuie să aibă un format care să nu fie ușor predictibil și ușor de descompus prin algoritmi matematici. Acum aș vrea să te întreb, dacă eu am 40 de parole pentru că folosesc softuri diferite, device-uri diferite și fiecare cu parola lui, cum fac eu să țin minte aceste parole? Pentru că este un măcel. E extraordinar de bună întrebarea, pentru că asta urma să spun că e vorba de un management al parolelor pe care trebuie să-l deții și, într-adevăr, nu trebuie să creezi o parolă de la tine din cap pentru toate cele 40 de device-uri sau persoane care au 1000 de platforme la care și-au creat de-a lungul timpului parole. Există conceptul și soluția de password manager. Pot să recomand și acum două, pot să zic Bitwarden și KeePass. Sunt două pentru două tipuri de exemplu, Bitwarden, dacă ai o echipă și vrei să lucrezi colaborativ, să faci un folder comun, de exemplu, parolele departamentului de marketing cu toate tool-urile pe care le folosești acolo, creezi în acel folder numele site-ului și parolele respective și e foarte important de reținut că ele sunt generate matematic prin numere prime. Două numere prime mulțite între ele creează un număr iarăși prim. Acel număr, cu cât e mai mare, cu atât e mai greu de spart. De exemplu, un număr de 16 caractere de parolă, alfanumerice, generate matematic, e nevoie de toate computerele din lume și tot timpul de la crearea universului până în prezent să spargă acea parolă. Deci chiar funcționează și chiar sunt bune. În momentul de față nu există tehnologie să le spargă. Și atunci recomand una din cele două softuri și schimbarea durează într-adevăr. Trebuie să stai un weekend să faci lucrul ăsta pentru dacă ai multe astfel de parole. Eu am făcut asta și pot să spun că nu m-aș mai întoarce la cum făceam înainte. Ok, deci folosim un soft de management al parolelor care ne ajută să generăm parolele și să le și menținem, da?
Adică este bine sau nu să las computerul să înregistreze parola pe un anumit site? E ok sau nu e ok? Nu în browser. Nu în Nu browser. în browser. Aplicația din browser nu este bună. Sunt variante prin care cineva poate să sară din acel sandbox de parole și să ajungă să le fure. Efectiv, când te duci la unul din, eu mie îmi place să numesc acele locuri publice unde parolele nu sunt protejate, că sunt zone de război informatic, că oricine practic are acces, te loghezi tu cum se loghează oricine. Și cineva cu un anumit device, efectiv, chiar mi l-am comandat, nu a ajuns în timp util să vi-l și arăt cum arată. Dar este un device pe care acești hackeri îl bagă în calculator și nu numai că interceptează tot traficul din rețeaua publică, dar pot să și injecteze. Adică pot să adauge părți de cod în traficul tău de internet și să fure, efectiv, să fure istoricul căutărilor, cookie-urile, parolele și așa mai departe. Și pot să fac asta cu scripturi în 15 secunde, în 30 secunde după ce s-au conectat. Adică sunt automatizate multe din astfel de lucruri. Și de asta, recomandarea este să ai un password manager dincolo de cel din browser. Da, e foarte important în această perioadă să înțelegem și să ne luăm măsuri de precauție, să nu uităm că în România încă nu există o incidență foarte mare pe această temă, dar în țările vestice furtul de identitate este destul de frecvent. Sunt destul de mult, e o întreagă cazuistică, sunt departamente ale forțelor de ordine care lucrează doar pentru asta, pentru a investiga aspecte de tipul acesta, pentru că furtul de identitate practic îți dă peste cap existența. Ce anume trebuie să protejăm și să nu avem în calculator pe cât posibil ca să ne protejăm de furtul de identitate? În calculator și pe rețele sociale. Și pe E la rețele fel sociale, de. da. Da, în primul rând, eu descurajez ca oamenii să aibă data nașterii întreagă. Data nașterii e folosită în toate instituțiile publice, au nevoie de data nașterii. Bineînțeles, să nu vorbim de numărul personal, CNP-ul sau alte lucruri și mai speciale. Dar data nașterii e importantă să o scoatem de pe rețele sociale. Adresa e important să o scoatem. Numele e ok să rămână, poți să folosești pseudonim acolo unde este cazul. De exemplu, dacă vrei pe Facebook și LinkedIn unde toată lumea te știe, poți să-l păstrezi, dar ai grijă la securitatea, la setările de securitate ale contului să nu aibă acces chiar toată lumea la lucrurile la care nu ar trebui să aibă acces. Prietenii apropiați pot să știe când îți e data de naștere incompletă, să nu pui anul, de exemplu. Dacă vrei tu să fii, ca lumea să te sune exact de ziua ta, poți să lași ziua și luna, dar nu pune anul. Sau poți să pui greșit. Nu, poți să-l pui mai mic. Dar e important să faci acest management, să treci prin toate rețelele sociale și trebuie să ai grijă că update-urile de setări, cum ar veni, se updatează foarte, foarte des. Ce faci acum s-ar putea ca peste câteva luni la o nouă iterație de soft, Facebook-ul să-ți modifice setările și trebuie să intri iară să verifici. Și la fel sunt anumite date pe care, de exemplu, eu trimiteam, când lucram în PR, trimiteam comunicatul de presă, să zicem, și puneam anumite date doar pentru jurnalist. Și de multe ori mă trezeam ca acele date să nu fie doar pentru jurnalist, mă trezesc cu ele în ziar, efectiv. E greu să le scoți dintr-un print și nu poți să faci asta, dar de pe site-uri sunt metode prin care poți să ceri să fie scoase datele despre tine. Și am prieteni care mă sună sau clienți care mă sună și spun, uite, din păcate, datele astea despre mine și sunt căutate de diversi indivizi foarte dubioși, sunt pe internet. Cum fac să le scot? Există posibilitatea asta, e greu, dar există posibilitatea să se face. Și Tu din poți fericire. ajuta pe cei care și-ar dori acest lucru, îi poți ajuta să-și curețe trackurile, eu Da, știu, și shadow-urile de pe net. se poate. Din fericire trăim în Europa și Europa este mai bună la capitolul ăsta pentru că avem, în GDPR este acea categorie dreptul de a fi uitat. Și poți să ceri companiilor să te uite de pe site-ul lor. Și da, putem lucra la lucrul acesta. Nu e niciodată garantat 100%, dar o îmbunătățire cu siguranță se poate Deci face. e un serviciu pe care tu Exact. Nu l-am pe îl poți site. oferi. Pentru că el poate fi interpretabil. Serviciul în sine se numește OSINT, Open Source Intelligence,
Și ce se face este, practic, se scanează internetul de acele date de care ai nevoie să scapi și după care, mă rog, există pasul 2 în care după ce le-ai găsit pe toate, să începi să le elimini. Aș vrea să te întreb acum legat de atâta vreme cât oamenii lucrează de acasă, cu siguranță că și probabil că va mai dura și poate o parte dintre companii au găsit utilă acest mod de lucru și vor menține parțial sau complet chiar această procedură, acest mod de a lucra la distanță. Dar atunci când lucrezi la distanță, nevoia de a lucra colaborativ este și mai mare decât atunci când lucrai într-un spațiu comun. Ce instrumente, cum sfătuiești tu companiile, ce instrumente să folosească, ce platforme, ce softuri, cum să procedeze pentru a lucra colaborativ fără să-și pună în pericol munca și în același timp datele importante din firmă? Da. Eu, înainte să fac o strategie de acest fel, mie îmi place tot timpul să vorbim de partea mai, cum să zic, de obiective, ce își dorește firma și de filozofia internă a companiei. De exemplu, dacă oamenii sunt de acord cu Zero Trust și Security by Design, sunt două concepte în care dacă ești de acord ca compania ta să lucreze astfel, înseamnă că datele de pe server nu le știe nici măcar cel care ține serverul. Și asta înseamnă încriptare end-to-end, de exemplu, în cazul nostru. Adică e încriptare în device și nu în server. Dacă alegi o companie precum Zoom, să spunem, când cineva îți spune încriptare, trebuie să fii pregătit cu câteva întrebări după încriptare, pentru că încriptarea e de mai multe feluri. Este acea încriptare pe care și site-ul meu și site-ul vostru și toată lumea o are, tip SSL, TLS, în browser, adică comunicarea dintre user și browser este securizată ca cineva să nu intre între, man in the middle, dar mai e acea securizare, dar asta nu înseamnă că pe site-ul meu eu n-am acces la datele mele, sau tu pe site-ul tău, sau eu la datele altora care urcă pe site-ul meu. Aia, chiar dacă spun eu că e încriptat, nu e total încriptat pentru că e doar comunicarea e încriptată, nu și datele. Și atunci încriptarea end-to-end înseamnă o încriptare care se găsește pe device, în mișcare, dar și local, acolo unde se păstrează. Și asta e ceea ce recomand. Sunt soluții, recomand variantele open source, poate că o să fiu înjurat de vendorii care produc asta și îi încurajez să producă în continuare, dar sunt cazuri foarte, foarte dese și unul recent în care o companie foarte de încredere, cred că prin 70 a început activitatea cu encripta date pentru guverne, o companie elvețiană, anul trecut, spre finalul anului, a fost descoperit că practic avea backdoors. Și toate guvernele care lucrau cu acea companie au fost compromise și un anumit stat avea acces la toate comunicările din acele guverne care foloseau soluția. Și asta pentru că era o soluție neauditată deschis, adică open source, cum spuneam mai devreme. Și sunt soluții. De exemplu, Jitsi e o variantă la Zoom. Și sunt multe astfel de, în funcție, la fel, în funcție de obiectivele companiei, pot să recomand exact pentru ce își doresc o astfel de soluție. De exemplu, pentru comunicarea între angajați, și asta o spun în special pe zona medicală, vreau să spun că o comunicare pe WhatsApp cu datele cu caracter personal ale pacienților nu este ok și sunt foarte multe companii care au primit amenzi de GDPR tocmai pentru acest motiv. Dacă comunici ce faci astăzi și mâine, e ok să folosești și WhatsApp-ul sau alte device-uri, dar pentru lucruri mult mai specializate, unde datele sunt foarte importante, trebuie să alegi acele platforme care sunt pentru așa ceva. Eu pot să recomand o platformă pe care o folosesc inclusiv cu familia și prietenii, este Signal, în loc de Telegram. Pardon, în loc de WhatsApp. Folosim și Telegram, dar semnalul este peste când vine vorba de securitate. La fel folosesc și recomand e-mail încriptat. E-mailul încriptat are foarte multe avantaje. Iar platforma pe care o folosesc eu, de exemplu, dacă primesc un e-mail de la cineva, mă anunță că acea persoană nu are e-mailul încriptat, ba mai mult mă anunță că nu are setări de DMARC. DMARC poate deveni un pic prea tehnic, dar DMARC e o setare pe care trebuie să o faci la e-mail să nu fie impersonat, adică cineva să-ți folosească mail-ul tău să trimită alte e-mail-uri.
Cazurile sunt foarte multe. De exemplu, asta se numește spear phishing, când cineva îți trimite un e-mail și spune că este clientul tău sau șeful tău. Într-o companie mare, cazuri extrem de multe, știu cazuri și personale pe care oamenii au fost păcălite cu astfel de tactică, primește un e-mail de la șef, adică primește contabil un e-mail de la șef în care spune să plătească până de seară o sumă de X mii de euro sau zeci de mii de euro la clientul Y. Acesta plătește pentru că nu au politici interne ce să facă în caz că primesc astfel de mail-uri și se descoperă ziua următoare sau săptămâni după că acel e-mail de fapt nu a venit de la șef, a fost impersonat pentru că nu avea acea setare de demark. Adică mail-ul într-adevăr era de la persoana respectivă, dar a fost folosit. Da, exact. Și sunt foarte multe astfel de tactici care acum sunt folosite. Lumea este speriată, lumea acționează pe bază de frică și face, sau de exemplu sunt cazuri foarte multe de, nu neapărat în România, dar în general sunt în lume, sunt cazuri în care oamenii li se cere să plătească o amendă legată de COVID și ei fac asta, doar pentru că au primit un e-mail care au .gov la final sau habar n-am. Da. Sau SMS-uri, la fel. E foarte ușor și mi-e foarte greu. Eu sunt un om de comunicare și nu mi-a fost greu să exprim lucrul, dar de data asta se pare că mi-e destul de greu să comunic pentru că am o teamă că cu cât dau mai multe detalii, pot să dau idei la oamenii care efectiv, știi? Și de asta da. e bine că în domeniul ăsta să creezi o cultură, în primul rând, o cultură a încrederii și nu una a fricii. Și de asta, bine ai spus tu inițial, la începutul întâlnirii noastre, că să nu dăm prea multe numere, într-adevăr am multe numere astfel de, și ne sperie toate numerele astea când le citim. Pot să dau unul singur. 30.000, cu 30.000 la sută, era o statistică, a crescut pe aceeași perioadă numărul atacurilor informatice de când cu lockdown. Deci e imens, nu pot să-ți imaginez cât de mult e numărul, cât de mare e numărul ăsta. Dar nu vreau să ne speriem, vreau să creăm o cultură a încrederii nu cu cei din afară, ci cu cei din interior. Adică să ne întrebăm cu toții în cadrul companiei ce putem să facem să îmbunătățim securitatea noastră, că securitatea informatică e și securitate fizică până la urmă, și ce putem să facem să creăm pe termen lung acest lucru. Și cred că acum e momentul perfect să gândim tactici de așa ceva. Nu știu, avem nevoie de firewall-ul pe care nu le-am folosit niciodată. Poate acum e momentul să le facem. Avem nevoie să schimbăm serverul de e-mail pentru că cel pe care îl aveam, nu știu, nu avea setările de care noi aveam nevoie. Cum spuneam, encriptare end-to-end sau alte lucruri. Acum e momentul perfect. Sau nu trebuie neapărat să pleci de la un, cum să zic, de la un vendor la altul. Poți să-i spui, să faci presiune către vendor. Avem nevoie de feature-urile astea pentru că vrem să rămânem cu tine. Dar e momentul perfect să facem presiuni ca aceste lucruri să se întâmple. Dar aș vrea să te mai întreb ceva. De pildă, apropo tot de lucru colaborativ și de stocarea datelor unei companii. Există, sigur că există varianta de a pune pe un server propriu sisteme și informații și toate documentele companiei să fie într-un server propriu care se presupune că e securizat și tot restul. Dar acum din ce în ce mai mult se folosesc atât softuri care sunt în cloud, cât și inclusiv stocarea, ideea de a stoca arhiva companiei în cloud și de a lucra colaborativ în cloud. Și aș vrea să te întreb care sunt avantajele și dezavantajele celor două variante și ce recomandări ai în această privință? Tot timpul când crezi o strategie de securitate sau o strategie de business în zona de IT, trebuie să ai două lucruri pe care le pui în balanță. E vorba de ușurință și de securitate. Cu cât e mai ușor, cu atât e mai nesigur. Deci trebuie să creezi o balanță. Fie faci să fie foarte, foarte greu și foarte sigur, dar probabil oamenii nu o să folosească soluția respectivă, fie poți să faci super ușor, dar total nesigur. Și atunci trebuie să găsești o variantă de mijloc. O variantă de mijloc e să faci sigur și să pui un UI bun ca oamenii să-l folosească în continuare. Cum e, de exemplu, ce au reușit să facă cei de la ProtonMail,
cu e-mailul încriptat. E destul de greu să-ți încriptezi propriul mail și nu e greu pentru tine ca utilizator, e greu pentru cei care îți trimit mail. Să urce o cheiță publică și apoi să o descifreze cu o cheiță privată, e un pic tehnic. Și atunci dacă găsești aceleași lucruri care există în piață de foarte mult timp și le faci ușor de folosit, ai varianta perfectă. Și va trebui să dau și exemple. Sunt exemple, de exemplu, dacă folosești Dropbox sau Box.com sau orice altă platformă, nu știu, de la Google, de la Microsoft și așa mai departe, care nu au Zero Trust. Zero Trust înseamnă este încriptat și ei nu au acces la datele tale decât la un gibberish code, adică acel cod încriptat care nu înseamnă nimic pentru ei, nu-l pot descifra. Atunci ar trebui să te gândești de două ori. Vrei să spui datele ca cineva să-și antreneze AI-ul pe pozele tale? Sau nu vrei asta? Că nu știi mai târziu ce se întâmplă cu acele AI. Și cauți variante care le poți încripta, le poți pune pe serverul tău sau poți să pui chiar pe un server de la Google, de la Microsoft, de la Azure și așa mai departe, dar să-l poți tu încripta. Cum este Nextcloud? Folosesc Nextcloud, recomand Nextcloud, e o soluție open source, urci pe serverul tău sau, cum spuneam mai devreme, pe cele publice, dar ai acces la datele tale oricând, cu angajații tăi, poți să pui arhivele acolo. Nu recomand, trebuie să ai o politică și pentru asta și nu toate datele trebuie ținute la fel. Ține vorba, bine vorba de politica de securitate pe care o va trebui să ți-o setezi. Destul de mult ajută GDPR-ul aici. Lumea se sperie și lumea când aude de GDPR zice că e o mare problemă și încă o problemă în plus pentru companii. Nu cred asta. Cred că dacă îl faci cum trebuie, chiar e în avantajul tău, că sunt anumite date pe care chiar nu ai nevoie să le ții atâta timp. Și o politică bună și o automatizare a lucrurilor poate să te ajute enorm. O soluție de data loss prevention este foarte utilă într-o companie. Asta ce înseamnă? Să ai grijă ca toate lucrurile... Și apropo, primeam întrebări legate de Google Drive sau ce, dacă sunt lucruri, sunt instrumente bune. Sunt instrumente ușor de folosit. Poți să folosești în continuare ce foloseai până acum, dar sunt soluții pe care le pui peste. De exemplu, urci într-un layer de încriptare. Sunt alte soluții tehnice în care îți încriptezi datele și se salvează încriptat în Box, Dropbox, Drive și așa mai departe. Și le folosești în continuare pe aceleași. Și cealaltă persoană care primește, care, mă rog, trebuie să lucreze pe acele documente, are același soft cu aceeași cheiță și lucrează ca și cum nu ar fi încriptate, adică nu se vede diferența la utilizatorul final. Se vede diferența doar în cloud-ul respectiv, că este încriptat. Foarte interesant. Mulțumesc mult, Alin, că ne dai atât de multe informații cu generozitate, cum spuneam. Și sper ca cei care ne urmăresc să conștientizeze valoarea acestor informații pe care tu le dai. Aș vrea să te întreb, mie mi-e destul de clar despre ce vorbești. Noi lucrăm cu destul de multe softuri, ne-am mai familiarizat de-a lungul timpului, am testat lucruri, am văzut și noi breach-uri de securitate și ce se poate întâmpla. Dar foarte multe firme mici, care nu sunt în zona IT, deci unde nu există competențe pe subiectul acesta, cred că în momentul de față, după această discuție a noastră, au dureri de cap. Pentru că nu înțeleg așa în linii mari cam despre ce este vorba, dar dacă ar fi să treacă la treabă, n-ar ști cu ce să înceapă și de unde să-și ia aceste softuri de încriptare, cum să le instaleze, cum să le coreleze cu și să le folosească cu aplicațiile deja folosite. Și aș vrea să te întreb, evident că e muncă de specialist, tot setup-ul ăsta, și aș vrea să te rog să ne vorbești un pic și despre Chemist Cyber Security și să ne spui, adică firma ta, și să ne spui ce poți tu să faci și ce tip de servicii poți să le oferi oamenilor ca să-și poată face setup-ul ăsta până la capăt. Zine un pic istoria Chemist. Aș porni de la concept. Ken este un nume în latină și înseamnă gâscă. E o gâscă sălbatică. Știu că în România termenul de gâscă, când spune cineva că ești o gâscă, nu e prea bun, dar mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că gâștele au o capacitate extraordinară de a asculta, de a auzi și de a reacționa. Mult mai bună decât câinii. De aceea sunt folosite de diferite companii, gen Johnny Walker sau de
la trecere de frontieră pentru pentru a auzi când cineva trece neanunțat. Și apoi layerul 2 sunt câinii și apoi camerele și apoi oamenii și așa mai departe. Deci CENIST înseamnă să zicem, un personaj mitologic, o gâscă, care ascultă ce e în rețeaua ta sau în compania ta și îți spune că ceva este rău acolo și te ajută să ți îmbunătățești. Ce facem noi este exact lucrul acesta. Suntem o companie de securitate informatică proactivă și aici aș putea să vorbesc un pic de... Sunt trei tipuri, dar două speciale. Sunt cele care testează securitatea companiei tale, cele care... Asta sunt red team-ul, blue team-ul suntem noi, cei care îmbunătățesc, și mai este echipa MOV care și testează și îmbunătățește. Noi facem doar îmbunătățire și în zona de îmbunătățire sunt practic două categorii mari. E categoria de awareness, da, te face conștient ce probleme pot să fie sau pot să apară în funcție de setup-ul pe care îl ai, și de partea de hygiene, asta intră împreună, cum să te să îmbunătățești, și mai este partea a doua de cum să creezi sisteme security by design. Chiar dacă, să zicem, un GDPR, un expert în GDPR îți spune din punct de vedere legal ce să faci cu datele, ele pot fi ușor hăcuite, pentru că legal ești ok, dar datele tot au ajuns pe internet. Și atunci ai nevoie și de un serviciu care să ți le încripteze, care să-ți facă o protecție, data loss prevention, de prevenire a pierderii de date. Și asta facem noi. Ajutăm companiile. Acum e o perioadă mai grea pentru toată lumea. E drept. Clar că ne adaptăm și noi situației și încercăm să ajutăm cât mai multe companii la prețuri de criză, la prețuri cât mai bune pentru a trece de perioada asta și să găsim soluțiile cele mai eficiente și cele mai bune pentru ele. De exemplu, nu știu, de la cabinete medicale până la cabinete de contabilitate, până la orice alt fel de business, mic, mediu și mare, avem soluții pentru ei. Mulțumesc mult, Alin. O să lăsăm în chat la emisiune și te rog și pe tine să adaugi, dacă dorești, informații de contact pe care le poți lăsa în chat fără să-ți compromiți securitatea propriilor tale sisteme, astfel încât cei care își doresc să pună în practică lucrurile pe care tu le-ai povestit și le-ai explicat atât de bine, să poată să apeleze la tine în acest scop. Eu recomand din suflet și confirm că Alin întotdeauna are un raport foarte bun între prețul serviciilor sale și ceea ce oferă efectiv, așa încât vă recomand cu căldură, dacă doriți să faceți un pas în direcția aceasta de a vă securiza compania, datele și chiar și pentru securitatea personală, pentru că, repet, nu e vorba numai de companie aici, este vorba chiar și de securitatea familiei și a persoanei, a copiilor. Sunt tot felul de pericole legate și de faptul că avem prost obicei de a pune pe social media fotografii cu copii. Aceste gesturi și aceste comportamente ne expun foarte mult tuturor, știu, felurilor de infracțiuni care pot să plece de la aceste informații. Nu e rău să avem un consultant în cyber security în ziua de astăzi. Cred eu că începe să semene tot mai mult, mai ales în această lume care se virtualizează pe zi ce trece. Începe să semene securitatea cibernetică cu ușa de fier pe care ți-o pui, ușa de metal pe care ți-o pui la apartament ca să fie mai greu de spart, cu dubla încuietoare, cu cheile, da, acelea speciale care nu se pot duplica, da? Deci facem lucrurile acestea în lumea fizică, în viața de zi cu zi, facem tot felul de gesturi din acestea de a ne proteja, punem alarme, punem sisteme video să vedem cine mișcă, cum mișcă. Exact același tip de comportament trebuie replicat și în existența noastră virtuală, care este din ce în ce mai pregnantă și care nu cred că este la fel de palpabilă pentru noi și nu înțelegem la fel de bine și de clar
cât de expuși suntem. Sper că, dragi prieteni, că emisiunea de astăzi v-a fost folositoare și vă ajută să înțelegeți mai bine la ce să vă așteptați și care sunt riscurile lumii virtuale, prezenței noastre virtuale. Sper că eu zic că Alin a dat explicații pe înțelesul tuturor. Cred că mai simplu de atât, Alin, nu puteai să explici și îți mulțumesc că ai reușit să faci lucrul acesta. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și vouă tuturor că ați fost cu noi astăzi și sper că v-ați luat notițe. O să vă lăsăm în chat, cum spuneam. Dacă sunt întrebări, o să rog colegii mei, dar cred că mi-ar fi spus până acum dacă aveam întrebări în direct. Dacă nu, puteți să lăsați întrebările voastre sau alte nelămuriri în chat-ul emisiunii, în comentarii la emisiune și cu siguranță Alin va arunca o privire și va încerca să răspundă, dacă e posibil să răspundă online. Dacă nu, îl puteți contacta la datele pe care le lăsăm în josul emisiunii. Mulțumesc încă o dată, Alin. Mulțumesc și eu. Mulțumesc mult de invitație. Cu drag și vă doresc tuturor, dragi prieteni, sănătate maximă, prudență, cât mai mult în zilele ce urmează, să aveți parte de un reviriment economic, toți, în același timp păstrând proporțiile și echilibrul între sănătate și nevoia de sănătate, între prudență și dorința de a ieși, de a ne elibera de aceste constrângeri și de a fi cât mai productivi în săptămânile următoare. Toate cele bune, la revedere și weekend plăcut! La revedere!